Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă. Bine v-am găsit din nou la Vieți Transformate, estimați ascultători. Invitatul nostru de astăzi este Johan Krier. Locuiește în Germania, este plecat din, de după Revoluție, este plecat din România. Cea mai mare minune, pentru că așteptăm cu toții minuni și minuni sunt în jurul nostru în fiecare zi. Cea mai mare minune pe care Dumnezeu a făcut-o în viața lui a fost întoarcerea la Domnul. Johan, te rog, spune-ne cum s-a petrecut această minune din viața ta? Da, acest, această minune s-a petrecut cam cu șase ani în urmă. Am simțit atunci chemarea la care am răspuns cu da. Însă povestea e mai lungă un pic, căci eu am început să citesc Biblia din 2003, înainte de aceea nu o citisem niciodată. Și... Cum ai fost crescut în, în, în când n-ai ajuns? Ai avut Biblia în casă? Da, bunica mea, fiind catolică și credincioasă, ea a avut Biblie și se ducea și regulat la biserică, ea se ruga, ținea și post și ne-a crescut și pe noi câțiva ani din viață, bineînțeles, cu, cu, cu cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Isus Hristos, bineînțeles, la catolici apare și Maica, adică Fecioara Maria și alți sfinți, Însă, cu educația aceea care am avut-o la școală, după aceea s-a atenuat mult. Viața, noi am fost o familie săracă, eu am fost mult pe stradă, și pe stradă nu se vorbea deloc despre așa ceva. Dar era cea mai frumoasă viață pentru copii pe stradă, libertate totală? A fost o viață, într-adevăr, frumoasă. Eu, cu toate că n-am avut tată, eu am simțit viața asta din plin. M-am bucurat de libertatea aceea. Mama mea mi-a lăsat să. Bineînțeles, m-a educat în, și a fost strictă, dar atunci când uh, au fost decizii, m-a lăsat totuși să le iau eu. Tatăl tău a murit sau au divorțat? Uh, nu. Uh, tatăl meu a fost ofițer rus. Și uh, el a cunoscut în timpul când a lucrat la, la ruși. i uh, a fugise în noaptea nunții, când a fost obligată să se căsătorească, așa era în familiile sărace, au obligat-o să se căsătorească cu cineva, și ea nu a vrut, dar a trebuit să meargă la nuntă, și atunci a fugit și a venit la Timișoara, că era într-un sat din împrejurim. Și a venit la Timișoara și acolo a început să lucreze, era de 17 ani. Uh, și-a luat un job uh, uh, și-a fost la cantina rusă și acolo l-a cunoscut, se pare, pe acest ofițer rus, tânăr, care, cu care a avut atunci o relație și doi copii. Și când s-a aflat la rușcă această... sovietici pe vremea aceea, că are doi copii uh, în, în România, era interzis, în 48 de ore a fost trimis înapoi și eu eram de patru luni atunci. Deci eu nu l-am cunoscut. Uh, foarte a... tristă, foarte tristă istorie Da, este tristă când o auzi din afară, eu personal cu toate că nu am avut tată și după aceea mama mea s-a căsătorit cu cineva și a fost câțiva ani destul de grei pentru că omul era foarte gelos și foarte uh, impulsiv și i ars toate pozele și toate scrisorile uh, din viața dinainte, cu alte cuvinte despre tatăl meu nu mi-a rămas nimic, însă eu n-am simțit această lipsă așa cum poate că ar fi normal să simt. Sora mea a simțit-o mult mai puternic. Eu am fost privat de treaba asta, însă pentru mine copilăria chiar și în condițiile astea a fost frumoasă. Eu îmi consider și astăzi o copilărie minunată cu firește suișurile și coborâșurile ei. Care erau cele mai frumoase momente din copilărie? La strand, vara, la. Da, neapărat, neapărat. Uso, da. Jocul cu copii, noi ne-am jucat afară, peste cărți, în pomi, peste tot. Eram foarte uh, neastâmpărat și pe mine nu mă prea găseau în casă. Eram obligat să învăț la Viară câte două, trei ore pe zi și nu prea mi-a făcut plăcere. Însă bunica mea a insistat ca noi doi copii să facem vioară Ne-a ne dat la vioară la școala de muzică Și am făcut 8 ani, sora mea și cu mine Câte 8 ani la școala de muzică Dar tot afară a fost cel mai frumos copiii și... Foarte interesant că în vremurile noastre copiii stau pe calculator Și îmi povestea un coleg Spunea am fost cu fetița la mol, Fetița lui avea doar 9 luni, o țineam brațe și zice, ne-am dus pe la locul de joacă de la mall. Foarte frumos amenajat, cu topogane, cu trambuline, cu tot, tot 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 ce vrei. Era totul pustiu și toți copiii erau concentrați într-un colț pe trei calculatoare. Da, deci trist, e trist de dreptul. E trist, este, este chiar cu tremurător pentru că din păcate din calculator și din internet și din mass-media care este astăzi 99% cel puțin, mă rog... Cam așa, ca ordine de mărime, este, de fapt, un gunoi. un gunoi și o manipulare a sufletelor și a creierelor, spălătorie de creier și așa mai departe. Din Dar ă, asta este o realitate, probabil, și a faptului că este bunăstarea alta decât pe vremea. Noi ne-am făcut singuri jucările, le ciopleam din lemn sau le. Făceam singur, de cele mai multe ori și... Și era mult mai mare bucurie să-ți faci o jucărie din lemn decât să primești jucărie. o jucărie foarte scumpă, pentru că era ceva făcut de mâna ta. E, așa și este. E, ulterior ți-ai dat seama mai bine, dar noi ne-am bucurat de treburile astea. Vedeam câte un film, ne duceam acasă, ne făceam marcuri și săgeți, mă rog, așa erau băieții pe vremea aia, să jucau de a indienii, de a polițiști și așa mai departe. mi amintesc că câte o felie mare așa de pâine caldă cu niște untură peste ea și da, mâncată în fugă pe stradă. Exact. Ieșeam afară în curte și mă vedea vecinul, care era un evreu, în, în curtea noastră și spunea măi, te-ai tăiat la mână, așa se spunea că ți-ai tăiat așa o felie mare. Era cu untură și cu boia. boia exact. Asta au fost. Minunat. Da, într-adevăr. Da. Spune-ne, am, am început să derulăm lucruri frumoase din, din copilărie. Deci, ai avut contact cu Biblia? Am avut, ca și copil, puțin ceea ce ne-a povestit bunica, sau ne-a citit bunica pe vremea aia, încă nu citeam. Ea avea Biblia în liba germană și era cu litere gotice și nu prea știam să citesc. N-am făcut niciodată școală germană, deși vorbeam acasă germană și maghiara, că așa era în familia noastră, erau amestecători, și, dar am văzut-o, am auzit-o și după aceea, din păcate, s-a atenuat și în școală, bineînțeles că ne-am ocupat de tot ce cere ateismul care era pe vremea aia în educație de la era totul și Începând de la grădiniță cu trăiască de... Stalin până exact, la, până la da, am cântat cântecul de admitere la școala de muzică, am cravata mea, sunt pionier. Da, asta <laughs> mi-am și <eu> am cântat. <laughs> asta a fost cântecul de admitere și așa mai departe. Și bineînțeles că educația aceasta a fost ateistă, însă au fost și părțile bune ale educației acesteia, că era școală totuși serioasă și am profitat de ea, nu vreau să mă plâng, a fost o școală foarte bună și am reușit cu această școală totuși să fac ceea ce Domnul a vrut să fac în viață și nu m-am mai întâlnit cu Biblia până când am cunoscut-o pe soția mea. Deci, pe soția mea am cunoscut-o cam la 22 de ani, și la 25 ne-am căsătorit. Ea era, de pe vremea aia, era deja întoarsă la Domnul și uh, se întorsese la 17 ani. Ea avea, era 2 ani mai mică, mai tânără decât mine și avea deja câțiva ani de experiență în biserica în Domnului și eu m-am bucurat că ea este întoarsă la Domnul pentru că am știut că atunci nu e așa de sensibilă poate sau nu mai e atât de atrasă de toate patimile acestei vieți care le cunoaștem toți în lumea de astăzi. Deci era un nume bun pentru pocăiți pe vremea aceea, să dea Dumnezeu să pentru fie mine. Fel. da. Pentru mine. Da. mine, probabil că pentru mulți alții, dar erau și alții care cuvântul acesta pocăit este un pic e, un pic e și băț da, da, și dar și care aduce respect. Aduce și respect. Aduce și respect sau cel puțin aduce sentimentul și cunoștința faptului că acești oameni Uh, nu se ocupă de lucrurile din viață care, care sunt atât de uh, murdare și atât de, de, de uh, pline de păcate Care se feresc câte cât, Acum, fără păcat nu e nimeni Dar cel puțin dacă și-a păcătuit atunci se și roagă de iertare și, și, și Domnul după cum știm ne ajută și ne ridică din nou chiar dacă mai alunecăm și cădem Cum de soția ta s-a prietenit cu tine cu toate că ea era păcăită și tu nu? Da, într-adevăr, e o întrebare bună pe care și la biserică i s-a spus uh, po voi, pocăiții, să căutați uh, uh, prietenie și, bineînțeles, căsătorie cu cei pocăiți pentru ca să nu cădeți. Uh, și ea a avut și niște vise și a, uh, a fost avertizată și cu toate astea uh, se pare că Dumnezeu așa a vrut Probabil pentru ca și eu să găsesc drumul spre el, a fost un plan pentru mine. Ea a pierdut, sigur, din anumite puncte de vedere, o întreagă perioadă, pentru că eu abia acum șase ani am făcut acest întoarcere, acest pas care m-a umplut de bucurie. Dar de căsătorie aveți deja 30 și... 35 de ani am făcut 35. anul ăsta, da. Mulțumesc! 35. Mulțumesc! La fel! Mulțumesc! Uh, și de 35 de ani, bineînțeles că ea și-a ținut, avea un, mai are și acum un caiet roșu în care are toate poeziile și toate ce le atunci când a fost tânără la dragostea din tâi, cum se spune așa frumos. Și uh, ea s-a rugat în fiecare zi și pentru mine, se ruga, el lucra la bancă, la caserie și se ruga, la ora 12 fix se închidea caseria înainte și după aia se ruga, se ruga și pentru mine și pentru noi copii, și pentru copiii noștri și... Se pare că rugăciunile au fost ascultate. Slavă, Slavă Domnului! <laughs> și atunci, bineînțeles că prin ea am întâlnit iarăși Biblia, dar nu m-am pus să o citesc. L-am întâlnit, eu am studiat după aceea ingineria, după ce am făcut liceul, l-am terminat seral și după aceea am studiat la zi ingineria și am ajuns inginer la institutul acesta de cercetare în Timișoara și am, acolo l-am întâlnit pe Viorel Suț, care pe vremea aia era și el acolo sub inginer și noi eram colegi în același atelier și el a constatat că sunt un partener bun de discuții pentru el și noi am vorbit mult. El îmi explica și a vorbit mult despre Dumnezeu și despre Domnul Isus și despre jertfa lui. Aveai și întrebări încuietoare? Păi încercam să-i pun întrebări grele pentru că eu pe vremea aia nu eram încă copil al Domnului, încă nu cunoscusem pe Dumnezeu și eu încercam să-L încurc prin întrebările mele și cred că a fost dificil. Ai, ai fost citit și Biblia Hazlie sau erau niște scrieri din astea comuniste împotriva Bibliei? Da, dar nu cred că am citit-o, nu țin minte, nu ți minte să fi întâlnit. Cumnatul meu mi-a povestit de această carte, dar eu nu cred că am citit Erau cit, niște nu scrieri bazjocoritoare împotriva da, Bibliei, da, cred că, care cred, ridicau da. niște întrebări puerile așa. Exact. Eu am încercat să-l încurc așa cu mintea mea de inginer, cum am putut eu, <laughs> mai mult la logică, bineînțeles, cu toate că Dumnezeu nu poate fi cunoscut în mod logic. Însă, atunci mi-am dat seama mai târziu de, de acest lucru, atunci, pe vremea aia, încă umblam la logică. Atunci, cu el am avut niște experiențe, el era foarte bine pregătit și mi-a explicat multe lucruri, care, totuși, ceva a rămas, niște urme. Și Țuț este pastor acum, în da, eu, după, După Revoluție, s-a lăsat de inginerie și a simțit chemarea ca să fie pastor și. Am înțeles că s-a pregătit undeva în Austria și a devenit pastor. Da. După ce am plecat de la institut la Politehnică, ca să fac o carieră universitară, m-am dus ca asistent acolo la Catedra de Mașini Hidraulice. Atunci, acolo am stat trei ani de zile, și de acolo, când a venit Revoluția, am plecat. M-a ajutat Dumnezeu. Asta a fost una din minunile din viața noastră, cum ne-a ajutat Dumnezeu să plecăm. Eu am plecat primul. Și încă înainte de a se schimba legea în, în Germania, care era la 1 iulie, și nu știa toată lumea treaba asta, mi-a spus un prieten care și el era în mișcare, n-am spus a nimeni decât soției mele și atunci am plecat. Am plecat uh, cu trenul la Ungur și având o invitație de vizită, m-am dus cu invitația la ambasada germană și acolo mi-au făcut viza pentru vizită și am intrat în Germania în 29 iunie. 1990, 1990, da, Și de, la de întâi, schimbarea legii. De la ce, ce se, cum se schimba legea? Se schimba legea că atunci acești um, Spätausiedler, așa, așa e denumirea pentru cei care sunt de origine germană și caută să se repatrieze, cum s-ar spune, acești um, Spätausiedler, de atunci, începând de la întâi, ele, nu, nu mai trebuie să vină în Germania, să stea în Germania, că până primesc după cercetări, aprobarea și, um, și cetățenia dreptul, dreptul de... exact, dreptul de a rămâne de rezidență ca, ca de origine germană, ci uh, se întorc înapoi în țările lor pentru că nu mai sunt uh, țări uh, oprimate și represate și atunci se așteaptă acolo, se fac actele de acolo și această lege a început la 1 iulie, dar pentru că eu am fost acolo în 29 iunie, în 29 era... eu am trecut, era ștampila în pașaport și uh, asta ne-a ajutat uh, pe mine să rămân acolo și cu ajutorul domnului o serie de minuni, poveste foarte lungă și acolo în lagăr am ajuns la șeful securității din lagăr, adică securitate în sensul serviciilor lor secrete, spun cuvântul românesc, pentru că uh, au crezut că sunt de la Institutul Politic pe legitimație, mea scria Inst Polit TV Timișoara și cred, credeau că au prins un pește mai mare și șeful voia să mă interviveze singur, personal. Era Institutul Politehnic. Dar era Institutul Politehnic, trăiam voia și era fost o neînțelegere și după primele minute i-am explicat și, și a dat seama de neînțelegere și după aia am povestit de revoluție și atunci a, el mi-a dat, m-a întrebat de familie și eu spunându-i că am o soție și doi copii care sunt încă în România, zice, dar de ce nu i-ați adus? Păi zic, eu nu știam, dacă mă primiți, dacă totul în ordine, zic, am lăsat acolo să nu-i port pe drumuri și dacă mă primiți, atunci i-aduc și pe ei. Și atunci el a spus, numai eu n-aș aștepta prea mult și mie, pentru mine a ajuns. Luna <laughs> viitoare au fost și ei în Germania și cu o lună mai târziu și sora mea și cu cunatul meu. A fost într-adevăr o serie de minuni de la Dumnezeu. Îi mulțumesc și sunt foarte smerit și umil pentru cât a făcut pentru mine și pentru recunoscător, bineînțeles, pentru cât te-a făcut pentru mine și pentru noi toți. Ce s-a întâmplat în urmă cu șase ani? Momentul când ți-ai schimbat radical direcția în viață și alegerile. Da. Trebuie să Revin la, la, la faptul că în 2003 am început să citesc Biblia, așa nume, conștient, că e, vreau să citesc Biblia. Atunci ne-am mutat și ajunsesem în contact cu Biserica Baptistă din Nürnberg, că nu, nu o cunoscusem până atunci și, ne, ne mutându-ne, am ajuns la niște vecini care erau de acolo. Și vreau să le amintesc ascultătorilor, urmăriți emisiunea Vies Transformate, invitatul nostru este Johan Krier, care locuiește în Nürnberg deja de, din anul 25. 1990. Da. Um, și uh, mutându-mă acolo, am, uh, am zis, acum mă duc și am cumpăr o Biblie. Și mi-am cumpărat vreo două, și am început să citesc Biblia. Și am constatat ulterior că atunci n-am știut. Am zis că pe vremea aia, spuneam, așa, mai ai citit atâtea în viața ta și asta este o carte care e, e o treabă de cultură ca să citești alte asta, Chiar dacă nu ești un credincios. Și atunci m-am pus să citesc. Însă trebuie să spun asta cu toată puterea. Cuvântul Domnului este purtător de Duh, și dacă îl citești, El lucrează la inima ta. Și atunci, cu timpul nu, nu a fost simplu că a durat aproape șapte ani până când am ajuns într-adevăr și să. Dărâm unele bariere care erau în fața gândirii acesteia, pe care o aveam foarte logică și unde îl căutam pe Dumnezeu ca o explicație logică a acestei uh, lumi în care trăim. Biblia însăși spune despre ea însăși că este cuvântul lui Dumnezeu care este viu și lucrător, mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri, până acolo, pătrunde până acolo încât desparte gândurile mă, și măduva mă, și simțirile și deci... Chiar are putere. Nu este o, o simplă carte de literatură universală. Asta am simțit-o și eu. Bineînțeles, în la început, dar cu timpul am observat că lucrează tot mai mult. Ulterior mi-am dat seama ce s-a întâmplat. Pe vremea aceea am avut un cerc de casă cu niște frați uh, români. Soția mea mergea, bineînțeles, la biserică. M-am mai dus și eu. Uh, și cercul acesta de casă, în primul rând, a început în rugăciune. S-au rugat și pentru mine și am, după aia l-am mutat la noi în casă și L-am purtat și îl avem și astăzi, cu ajutorul Domnului, mulțumim. Și eu am simțit această lucrătură în, în, în inima mea, în sufletul meu. Mi-am dat seama atunci, încet, încet, că m-am dus, de fapt, în Germania, am vrut să-l caut pe Dumnezeu, dar noi ne-am dus la Biserica Catolică. Eu eram catolic de origine și acolo am fost 12 ani de zile și nu am găsit ceea ce am căutat. Nu am reușit. Și atunci, în 2003 cu acești frați care erau la Biserica Baptistă, bineînțeles că nu înseamnă că numai baptiștii sunt credincioși adevărat, dar eu, așa au fost pentru noi, am ajuns în contact și am început să-L cunosc pe Dumnezeu prin acești frați, că Dumnezeu lucrează prin oameni. El lucrează, face și minuni directe, dar de obicei și cele mai multe prin oameni, el se folosește și chiar și de necredincioși. Ne-aș dori și eu să facă minuni și prin îngeri. Face când vrea el și prin îngeri. Face. Dar sigur, majoritatea da. prin oameni. Așa este. Da. Așa este. Și câteodată îngerii sunt în postură de oameni. Nu-i exact, cunoști, exact. Nu-i cunoști. Chiar îți spune, nevrei să, să fiți uh, ospitalieri și să primiți oameni că în, în trecut și oricând s-a întâmplat că prin aceștia a lucrat Dumnezeu prin îngeri, că i-au primit pe îngeri în casa lor și așa au lucrat Dumnezeu. Și. Uh, a fost și la noi așa și eu până la urmă în 2009 s-a organizat acolo cu ajutorul fraților uh, Nicu Craiovan și uh, alți frați de la noi care și cred că și Iosif Müller a fost implicat și au adus pe Paul Negruț și au adus corul din Hunedoara. Corul de, și o orchestră de vreo 70 de oameni au venit la noi pe, pe atunci și au venit acolo și a fost o evangelizare de trei zile. Și Paul Negruț s-a ținut această evangelizare și corul acesta au cântat Dumnezeiește, aș putea spune, sau îngerește, să spunem așa. Și în, în, în acea zi, în acele zile, am simțit nevoia să, să spun da. Paul Negruț a spus, puneți-vă capetele pe genunchi și cine vrea să îl cunoască pe Dumnezeu să ridice mâna sus și am ridicat mâna și o ridicat și fata care era la noi și făcea în curată și ea venise numai pentru câteva luni și <gântări> a ridicat și ea mâna și au fost mulți care au ridicat mâna și uh, atunci am simțit așa o bucurie imensă și am chemat pe Ștefan și i-am spus uh, vreau să mă conduci tu la uh, că noi avem îndrumător un, un de botez. Și să mă conducă el. Și atunci, în decembrie, același an, în 13 decembrie, am, m am mărturisit în fața bisericii și a Domnului, într-un botez complet, cum se face, botez de credință, îi spunem, în apă, că Domnul Isus este Domnul și Stăpânul meu și că m-a salvat de, de, de pieire. Și asta a fost, a fost evenimentul cel mai grozav care, care mi s-a întâmplat vreodată și, de fapt, cu totul neașteptat, aproape 55 de ani am avut, după o viață de ateism și cu, și cu, o, și cu o educație științifică. Și m-am bucurat de asta, și am făcut, într-adevăr, și am avut și lucrări. Și, e, deci, știința mi-e dragă, dar eu consider că știința este în serviciul Domnului, pentru că tot ce descoperă este minunăția creației Lui. Se poate întâmpla o asemenea schimbare în mintea unui om? Oh, cu ajutorul Domnului se poate orice. Nu există nimic ce nu se poate. Îi mulțumesc pentru asta că el m-a avut în vedere și m-a chemat așa cum. Am primit pe, pe actul de botez, l-am și la mine, un, o, niște versete care la botez au fost citite atunci, și pastorul le-a ales atunci pentru mine. Și aceste versete au fost din Ieremia, Ieremia 3, 31 cu 3. Eu, eu le traduc din germană că sună mai bine decât în, în versiunea română. Eu te-am iubit din dintotdeauna, de aceea te-am atras spre mine, din pură bunătate și eu am simțit asta în, în, viața mea. După aia a urmat o perioadă de încercări, pentru că așa cum și Isus după ce a fost botezat, s-a lăsat botezat de Ioan, a fost, el s-a dus, a fost dus de duhul în pustie și a stat 40 de zile și a fost ispitit. Eu nu am fost dus în pustie, însă primele șase luni am fost ispitit și a fost o grămadă de probleme, chiar și în familie. El nu, Dușmanul nu s-a lăsat și a încercat să mă, să mă deturneze, ca să spun așa, însă cu ajutorul Domnului am rămas și soția mea și eu și toți am rămas pe poziție și uh, m-am bucurat că uh, am reușit să trec de perioada aceea grea și acum, sigur că profit uh, din plin, însă eu sunt încă într-o perioadă de pregătire, căci uh, Domnul mi-a spus să mă pregătesc vor șapte ani de zile, dar are un plan cu mine și acum o să vedem ce vrea Dumnezeu cu mine. Slavă Domnului! Slavă Domnului! Mă da. bucur! Uh, în toată istoria ta există și un, uh, un înger, să spunem. 29 de ani soția s-a rugat pentru tine. Da, da. Și i-a dat Dumnezeu multă putere. Răbdare, multă putere. multă putere. Și cred că fără ajutorul Domnului n-ar fi reușit, pentru că uh, eu, am, eu sunt un tip uh, complicat și am fost un tip uh, foarte dur eu am crescut dur, pe vremea aia când, -am, când eram pe stradă și am văzut cum e viața, am spus, dacă tu nu ești mai dur decât viața asta, nu vei reuși. Și am fost un tip dur și am făcut de toate, nu toate lucrurile bune, dar m-a ajutat Domnul să trec peste ele și să, să ajung la o viață, totuși așa cum îi place lui. Firește că mai fac greșeli și astăzi. Ba chiar zilnic aș putea spune, dar mă rog, în fiecare zi, și Domnul mă iartă, și mă ridică și spune, mai departe, mai departe, căci cu fiecare din voi am un plan, și cu tine am un plan. La finalul interviului nostru, cu ce gând ai vrea să rămână ascultătorii după această istorie frumoasă, interesantă, tulburătoare, dar marcată de prezența și de dragostea lui Dumnezeu la fiecare pas? Nu este dragoste mai mare, se spune că Dumnezeu este dragoste, căci așa a iubit Dumnezeu lumea, căci și-a dat singurul său fiu încât oricine care crede în el să nu piară, ci să primească vața veșnică. Eu doresc fiecăruia să aibă aceste experiențe cu Dumnezeu și recomand fiecăruia să înceapă cu citirea cuvântului, să înceapă cu citirea Bibliei, căci cuvântul este viu și lucrător. Și doresc fiecăruia și cu ajutorul Domnului să ajungă fiecare să-l cunoască. Căci numai prin cunoașterea lui Dumnezeu, prin cuvânt ajung să-l cunoști pe Dumnezeu. Și prin alți frați, bineînțeles. Le doresc fiecăruia asta și în numele Domnului Isus mă rog pentru asta. Mulțumim frumos, stimați ascultători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate, Ioan Krier din Nürnberg, din Germania, născut în Timișoara, în România. O istorie frumoasă, așa cum am spus, și o istorie a unui om întors la Domnul din toată inima. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate, sunt Ioan Ciobote, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.